Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit! Suntem cu Diana la Constanța și tot cu Diana am început să facem aceste tururi anul acesta. Anul acesta Diana a fost prima cu care am schimbat și rolul. Că înainte era Ninuța care acolo în spate și mișcă camera și o mișcă doar când începe filmarea, nu și pe timpul filmării. Dar să trecem la subiect. Bună, Diana! Bine v-am regăsit. N-am știut că cu mine ați început anul. Uite ce interesant, da, că aproape exact cu mine și terminați, că suntem deja cam în decembrie. Cam așa ceva, da. Da, bună treabă. Avem de sărbătorit. De da. Mm-hmm. Da. Ce faci? Sunt bine. Da? M-ați prins așa într-o mică pauză și o mică vacanță, că vorbeam noi de city break-uri, am de vacanțe. Am prins-o greu oricum. Cam da, că nu mai știu de când ne agităm, de prin octombrie. Și am zis că asta să facem un alt fel de tur, pentru că la noi mai vine și în acel tip de city break sau one day trip. Efectiv, să se vină de dimineață, să se plimbe omul puțin, vom vizita și Faleza, evident, cazinoul și Marea, și să se întoarcă seara înapoi, să zicem, la București, că e cel mai la îndemână, trenurile sunt suficiente, mai ales dacă nu ne chinuie vremea și astăzi chiar avem parte de o zi foarte bună, așa încât o să facem un alt fel de tur. Am ales eu ca temă să mai mult decât atât, suntem aproape de gară, deci dacă vrei să vii cu trenul, este foarte aproape de locul ăsta din care ai putea de să pornești. Și pornit simbolic exact de la gară. Dacă vii cu trenul, există un pasaj care după aceea se duce chiar către una din intrările din portul industrial. Și pasajul acesta a fost făcut cu foarte mult street art. Au fost folosiți artiști locali, mulți dintre ei elevi la momentul acela, dacă nu mă înșel, la liceu de artă sau studenți. Iar peretele de la care începem chiar reprezintă niște simboluri ale orașului Constanța, care îmi plac foarte mult. Primul proiect știu că s-a numit Zid Art. Cred că l-avem și pe aici scris undeva. Acolo și cu toate sus, multe jocuri de cuvinte și sufletul perete, iar după aceea o să avem și alte jocuri de cuvinte, că asta a fost prima parte din proiectul de Constanța, capitala tineretului. Din cauza pandemiei, toate proiectele pe care le aveau pentru tineret și cu tineret au trebuit rearanjate, care să nu mai implice adunări foarte mari de oameni și atunci s-a mers pe această formă de street art. Diferența între street art și graffiti, că de obicei lumea le consideră sinonime, nu sunt. Graffiti sunt într-adevăr acele jigniri, acele cuvinte greu folosite, din păcate greșit folosite, și semnăturile alea care poate pentru ei au un simbolism, dar pentru noi nu au, pentru oamenii de rând. Pe când acesta este un street art în care se vede talentul cu adevărat al artistului. Și street artul este cumva și într-un loc acceptat de... Da, acestea sunt făcute întotdeauna cu aprobări, adică la noi tot timpul astea trebuie să aibă aprobări din partea la autorităților. Graffiti-ul nu are, exact, graffiti-ul este un vandalism care chiar se pedepsește atunci când se împrinși. Fiecare țară are reguli diferite, chiar am aflat și regulile și din Germania, de exemplu, și din Australia. Australia este cea mai drastică la tot ce înseamnă amenzi, adică pornesc de pe la vreo $1,500 amenda, la prima abatere, dacă te găsește, iar la a treia abatere deja este închisoare. Okay. Și atunci este cea mai curată din punctul acesta de vedere. Dar probabil au și niște locuri amenajate special pentru... Nu prea cred că încurajează, punct. Nu? Germania este da? Cea mai permisivă cumva. Dacă este proprietate publică, trebuie să aibă permis să facă. Dacă este proprietate privată, trebuie să facă plângere proprietarul. Dacă proprietarul nu face plângere, ei pot să-și facă acolo operele de artă, că am văzut unele care efectiv sunt opere de artă. Dacă este proprietate publică și este prins, atât de relaxat, sau stilul germanic, nici nu știu cum să-l numesc, în povestea ghidul, că l-au prins pe un astfel de băiat, au adus muncitorii care au curățat peretele de ce desen făcuse el acolo și amenda i-a venit efectiv cu manoperă, orele de muncitori și 0,25 ceți plicul prin poștă. Atât, nimic mai mult amendă în sine. Nemțește. Aproximativ. Și atunci cumva este tolerat genul acesta și tot ce găsesc că pereți din aceștia care pentru ei sunt niște pânze nefolosite, ei vor face diverse opere de artă. Eu pentru le consider opere de artă și pe acestea. La o scară mult mai mare și implicarea pe care o trebuie să o dovedească. Da, dedicarea. Deci, începem cu zona de istorie a Constanței, într-o formă foarte simbolică. Avem stabilopozii acolo, în margine, avem monumentul de la Adam Clisi, avem unul din punctele de intrare din port, pentru că noi avem mai multe astfel de mici faruri, după aceea farul genovez, cel mai vechi și cel mai cunoscut, de care am povestit noi la altă plimbare. Da. Avem și acel Gravity Park, pentru că văd că ni-l arată pe acest băiat cu placa. Gravity Park-ul de la noi din Constanța este cel mai mare din Europa, pentru biciclete, skate și așa mai departe, foarte bine amenajat. Cazinoul, la fel trotinetele. La noi, apropo, trotinetele au devenit, nu mai sunt legale, doar dacă ai trotinetă electrică, proprietate privată. Ah, ok. Dar asta altfel nu le mai vedem. Cumva, de nu? Câteva luni, pentru că sunt foarte des folosite de minori care nu au cunoștințe de reguli rutiere și atunci au preferat să le declare ilegale. Dacă și-au luat, și evident, adulți și au în proprietate, asta este altceva. Oricum se vor raporta la legislație și la regulile rutiere.
Da. Dar pentru că nu aveau grijă de ele, erau aruncate peste tot. Am zis că lacul, din păcate, este plin de o colecție de trotinete. La noi nu mai sunt, nu o să-i mai vedeți pe stradă. Și mai avem aici inclusiv minaretul Moscheii, Moscheia Carol, cea mai cunoscută. Și evident coloane, că este partea noastră de istorie. Umbrele și șezlonguri, chiar dacă nu este momentul acum de stat pe plajă, deși mie îmi place foarte mult și acum și eu recomand măcar jumătate de oră, o oră de aerosol întotdeauna. Da. Ăștia sunt cu adevărat foarte buni din punct de vedere al sănătății și acum cu adevărat eu așa zic, am plaja doar pentru mine. Pentru că sunt foarte puțini oameni pe plajă sau vin exact ca și mine să aerisească, să se liniștească acolo, se știe efectul terapeutic pe care îl are apa și sunetul valurilor. Exact, da. Iar aici văd că deja intrăm într-o zonă oarecum marină. Marină, da. A, ne și spune ce pești au fost desenați aici. A, da, uite că scrie acolo. Barbun, țipar. Țiparul mai în stânga. Suin. Chiar sub animale. Da, imediat sub animale sunt trecute inclusiv... peștii. Nu sunt neapărat pești de mare neagră, pentru că noi, de exemplu, nu avem ton de mare neagră, dar nu este asta o problemă, că facem o lecție deschisă de parte de animale marine. Aici avem și țestoase, delfini. Delfini, într-adevăr, avem două tipuri. Țestoase nu avem neapărat de apă, deși una, din câte știu, este și de apă. Mai avem o țestoasă de uscat în Dobrogea. Poate multă lume nu știe că de asta avem și acele rezervații naturale și la Inisala, și la Babadac, și în Munții Măcinului, pentru că li se protejează habitatul. Ele, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, își depun ouăle. Da. Și de aceea trebuie lăsate în pace ca să-și facă, să-și procreeze mai departe specia. Și asta se întâmplă imediat după bujor. Că vorbeam de rezervații naturale, avem acel bujor foarte frumos, roșu, cu un singur rând de petale, care înflorește și el în prima jumătate a lunii mai. Cu rugămintea întotdeauna de a nu rupe florile, pentru că este floare sau protejată. Nu foarte multe. Nici măcar. Explicația o dau mai simplu așa cum le explic eu copiilor. Așa. Cu albinuța, care polenizează. Dar aici la propriu care polenizează, pentru că albinuța luând polenul, când se plimbă, va duce mai departe și va împrăștia acel polen. Noi dacă rupem floarea, automat am retezat capul florii, care oricum va muri foarte repede, că nu mai are hidratare. Una la mână, dar albinuța nu mai are ce polen să ia, să ducă mai departe, care să perpetueze acea specie. De aceea trebuie lăsate acolo. Era și de asta un fel de citat motivațional, dacă nu mă înșel, că dacă îți place o floare, o rupi, dar dacă iubești floarea aia, o uzi și o lași acolo. Da. Tocmai ca să te bucuri de ea cât mai mult. Da. Cam așa ar trebui, da, să vedem și partea aceasta. Atenție! Pe mine mă bucură că acest pasaj a fost refăcut în forma aceasta artistică, pentru că pentru o lungă perioadă de timp, din păcate, era și foarte insalubru destul de periculos, să zicem, pentru mine, ca femeie, poate să traversez singură. Da. La niște ore mai târzii de seară, nu prea aveam, preferam să rămân pe partea superioară, pentru că ăsta este un foarte bun punct de acces, dintr-o parte a gării în cealaltă, unde avem o intersecție de două bulevarde foarte mari. Și preferam să traversez pe sus, căutând treceri de pietoni, că nu sunt evident foarte multe într-o intersecție așa de mare, decât să o iau pe aici, pe jos. Se face curat, văd. Da, chiar se face curat. Mm-hmm. Există și firmă de pază angajată, 24/24. Okay. Există un băiat acolo în cabina de pază. Și asta a păstrat și curățenia și a împiedicat și vandalismul. Că, din păcate, da, avem se și partea aceasta. Se vede că sunt îngrijite, nu sunt vandalizate. Da, iar asta deja are câțiva ani. Raportându-ne mai ales la faptul că noi suntem la malul mării, cu această salinitate și umiditate constantă, faptul că ele încă rezistă atât de bine mi-arată că, într-adevăr, au folosit și materiale de calitate. Despre asta o să mai vorbim la alte desene pe care o să le găsim chiar în zona de centru vechi, de altfel. Da. Și care cred că au mai fost și prezentate inclusiv, dar nu numai în Constanța, și în alte orașe, că se folosește o vopsea foarte specială, mai nou. Da. Și am ajuns în cealaltă parte a pasajului, în care, dacă putem să facem și recomandări culinare, există și un magazin foarte interesant, se cheamă Gold Baclava. Da. Din câte știu, au foarte multe sortimente de baclavale. N-am mai fost recent, că mă doare portofelul de câte ori vin, dar le aduc direct din Istanbul și sunt cu foarte multe arome, foarte multe ingrediente, nu neapărat condimente, cu fistic, cu ciocolată. Varietățile sunt extraordinar de multe. Da. Și știu că este foarte apreciat magazinul. La fel, se poate lua la pachet sau la sosire sau la plecare. Da. Uneori da, și mai îmi iau și după aia mă duc pe plajă și mă răsfăț acolo. Mm-hmm.
E departe plaja de aici? Nu chiar. Dacă, să zicem că au venit cu trenul, deci vor folosi transportul public, din fața parcului se pot lua autobuzele 5.40 sau 2.43 în 4 stații sau pe jos 2 km. Da. Linie dreaptă pe Bulevardul Ferdinand, coboară direct unde este plaja Neversea, unde se ține și festivalul pe timp de vară. Ok. Avem o fântână interesantă în spate. Da. Și o muzică de acolo, din spatele camerei de filmat, pentru că se reamenajează toată zona, o să arate bine. E foarte interesant, știi că ai spus asta cu muzica, pentru că sculptorul care a creat acest ansamblu monumental, pentru că el nu mai așa a avut lucrările, chiar era pasionat inclusiv de muzică, nu doar de sculptură, și de studiul universului. Iar la noi această fântână muzicală, exact așa aici și spune, vara nu are acest fundal sonor, are cu totul altul, adică au fost inclusiv momente cu fanfara de la Raja, care a venit și a acompaniat fântâna, se face cu apă, foarte mult... spectaculozitate, evident, nu e atât de mare ca cele de la Piața Unirii de la București, dar ne gândim pe sistemul acela și atunci, da, chiar este foarte interesantă. Este din anii 70, Constantin Luca, cel cheamă pe sculptor, mai are câteva astfel de fântâni, o să zic din memorie și sper să nu greșesc, cred că la ori la Alba Iulia, ori la Reșița, și plus alte lucrări monumentale. Din fericire a fost foarte apreciat încă din timpul vieții și premiat inclusiv la foarte multe saloane internaționale, în ultima parte a vieții făcând parte din jury, devenise și profesor de sculptură. Dar studiile lui din tinerețe au inclus muzica, arta și studiul universului. De aceea și-a dorit această îmbinare între aproximativ toate elementele naturii, să aibă și apă și metal, muzică, după cum spuneam, și partea aceasta de sunet. Așa încât, de la gara, după ce vedeți zona de street art, de artă modernă, o putem vedea și pe aceasta. Și o să mai avem aceste astfel de îmbinări între artă pe stilul clasic, dar la scara aceasta monumentală în cazul nostru, și după aceea inclusiv artă modernă, care dacă este făcută frumos, chiar este și ea foarte interesantă. Uh-huh. Ce avem aici? V-am adus în cu totul altă zonă, pentru că tura aceasta vom fi în toate, aproximativ toate punctele interesante ale Constanței, ba inclusiv un pic în Mamaia o să ajungem astăzi. Suntem în zona pe care noi o numim Poarta 4, pentru că portul industrial al Constanței are mai multe porți de intrare. Este Poarta 1, care este chiar în zona de faleză Casino. Aici deja stăm la Poarta 4 și ele continuă la Gigea, sunt ultimele vizibile, porțile 13 și 14. Iar aici avem farul funcțional, pentru că noi la turul clasic pe care l-am făcut în zona veche avem farul genovez, primul far al orașului Constanța, de la 1860. Aici este undeva de pe la 1960, deci la aproximativ 100 de ani distanță, făcut pe o structură foarte modernă, pentru că în caz de cutremur, această clădire are o construcție care îi dă o elasticitate de un metru într-o latură și în cealaltă. Aha. Deci nu mai e sus acolo să nu fi la cutremur. Ceva de genul acesta. Okay. Am avut ocazia o singură dată și eu să intru, să urc până sus acolo în balcon și atunci l-am întrebat pe cel care se ocupa de mentenanță și de lucrul aici în far, dacă a avut astfel de momente, și a zis că l-a prins un astfel de cutremur sus acolo, unde sunt toate aparaturile și unde farul este un far din acesta cu rotație și cu lentile, sunt puse așa niște lentile foarte groase de sticlă, și era frică să nu cadă acele lentile pe el. Nu reușea, din cauza acestei elasticități, nu reușea să ajungă la ușa de la balcon ca să iasă efectiv pe o mică terasă care se vede chiar și din acest unghi. Priveliște de acolo către portul industrial este fabuloasă. Nu este permis acces de vizită turistică, pentru că este obiectiv un lucru și este chiar obiectiv militar, dar că vorbeam noi, dacă vin oamenii la gară, la vară sau în timpul verii, noi avem acele autobuze supraetajate. Luate din fața gării, ele vor ajunge exact până în această zonă, de aici intră în portul industrial și ies înapoi și jos. Merge prin port, efectiv. Chiar prin portul industrial, exact zona de port vechi. Da. Pentru că după aceea este și acel port modern de containere care este în zona de Agigea. Și au ocazia să-l vadă foarte frumos așa, sau dacă vin cu mașina de la Mangalia spre Constanța, este la fel vizibil și după aceea pe dreapta deja se vede portul industrial, o mică parte din el. Da. Mie îmi place foarte mult chiar și genul acesta de turism oarecum industrial, pentru că mi se pare foarte interesant pentru istoria orașului cum a evoluat și faptul că și acum aparatura pe care are acest far este considerată foarte modernă și foarte actuală. Și am ajuns în centrul vechi al Constanței. Nu e prima oară când ajungem aici și avem niște materiale mișto de tot cu tine pe canal. Uitați-vă mai în spate, scrieți acolo Constanța, Diana Constanța, și cred că ne găsiți. Da, și... nu mai știu ce hashtag-uri mi-ați pus. Da, avem. Dar puțin trebuia să bifăm și centrul vechi. Ne întoarcem acum la o istorie mai recentă și exact cum povesteam de acest street art foarte frumos. Avem un desen extraordinar de frumos aici în spate, care se numește Make-A-Wish în limba engleză. A doua parte a acestui proiect făcut de Constanța, capitala tineretului, a adus și
artiști internaționali. Iar aici se vede și semnătura, Wanda o cheamă pe artistă și acea păpădie pe care sufli și îți pui o dorință. De aceea e cu Please Come True. Da. Toate astfel de calcane, dacă nu mă înșel, se cheamă genul ăsta de pereți, au fost decorate, pentru că imediat, doi pași mai încolo, o să mai avem încă unul. Dar dacă tot suntem în perioada Crăciunului, putem să vedem și câteva din vitrinele decorate de Crăciun anul acesta. Da. Și imediat să ajungem la un local foarte drăguț. Cu ocazia asta putem să facem și niște recomandări, inclusiv de câteva restaurante foarte bune aici, care rămân deschise tot timpul anului, pentru că la etaj aici o să avem un boutique hotel. De ce? Minuța întoarce cameruța. Și la parter avem un restaurant, Pirouette Bistro. Se văd că și scaunele au acest model cu balerine. Și de acesta vorbeam noi mai devreme, că fiecare sezon, de fapt fiecare anotimp, da, va avea decorațiuni tematice. Evident că acum avem decorațiunea dedicată Crăciunului. Știu că am fost în zona Sfântului Valentin și erau multe inimioare. Inimioarele, da, exact. După aceea în vară au avut maci, niște maci supradimensionați roșii și aceia foarte frumoși. Și au mai avut ceva și de Halloween, cu dovleci și cu toate cele. Inclusiv meniul se schimbă cu diverse băuturi tematice. Copiii sunt cei mai fericiți, tot felul de bezele, ciocolăți calde. Deci e o adevărată minune. Este, este, da. Da, da, mie îmi place genul acesta, pentru că într-adevăr dă o bucurie deosebită copiilor și putem să fim și noi copii din când în când cu genul ăsta de restaurante. Da. Avem și o pisicuță acolo pe masă. Da, da, da. Este zona pisicilor în ultimul timp aici. Uite, văd că și aici s-a pus așa o mică decorațiune de jur împrejur. Da. Un alt boutique hotel recent deschis de altfel. Iar faptul că nu mai avem câinii aceia de pe stradă a făcut să înflorească comunitatea de pisici, de care lumea de obicei cam are și grijă. Din câte am observat, am avut inclusiv turiști care veneau special cu pliculețul să le hrănească și după cum arată blana lucioasă și cum sunt ele așa de dolofanele, e clar sunt îngrijite. Sunt foarte bine îngrijite. Deci dacă au dispărut căței, au dispărut și șoricei. De șoricei se ocupă pisicile. Păi de-aia. Exact, da. Încă mai sunt unele din ele vânătoare. Nu toate, dar mai sunt. S-au domesticit foarte mult, probabil. Cu siguranță. Da. Da. Acum ne-ai adus aici, fix în această piață, în mijlocul centrului, să zic așa, centrului vechi, ca să ne arăți două locații interesante. Da. Da, pentru că după ce am văzut-o pe aceea pe prima, unde este boutique hotelul, din fericire au tras piciorul și apare că au inspirat și alte restaurante care să înceapă să decoreze foarte frumos. Eu doar ce am vizitat și niște târguri de Crăciun foarte celebre în Europa și atunci mă bucură să văd că încep să apară și la noi astfel de mici decorațiuni, care nu mai sunt mici de altfel, pentru că aici avem la fel la parter. La etaj nu știu dacă se întâmplă ceva, poate vor fi birouri sau ceva, camere, pentru că sunt foarte multe boutique hoteluri în zonă, dar decorațiunile pe care le-au pus aici la intrare mi se par foarte frumoase și foarte atent alese. Până și aceste mici igluri de plastic, până și ele au fiecare câte o fundiță și mi-a plăcut foarte mult ideea. Da. Chiar foarte drăguț. În atmosfera... Exact. Sărbătorilor. Exact. Și nu au lăsat niciun colț neatins de un pic de detaliu. Fiecare fereastră, fiecare balcon, ursuleții de rigoare. Da. Yeah. Deci odată cu prânzul sau ce vrei tu să mănânci aici, faci și o poză de Instagram. A, cu siguranță. Da. Cu siguranță dă bine, exact. Aici, din câte știu, vinerea au și un băiat care vine și cântă la saxofon, muzică live. Deci se poate veni și cu alte planuri, dacă da, este. Inclusiv pentru copii. Ciocolată caldă, cu siguranță există. Prosecco pentru mine, de ce nu? Și un vin fiert pentru... A, da, 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 da. Cu siguranță. Cine e băutor? Și să mai avem imediat încă o terasă. Da. Hai să cred că e cea mai veche ca tradiție din zona de centru vechi. Această terasă a supraviețuit chiar și în perioada lucrărilor de reabilitare care s-au făcut aici prin anii 2013-2015. S-au reinventat în special pe partea de meniu și acum au inclusiv meniu de sushi. La fel aveau o listă impresionantă de vinuri, cu accentul la un moment dat pe vinuri dobrogene. Țin minte că la unul din meniuri, pentru că și ei le schimbă sezonier, ne-au invitat pe cei care suntem specializați sau pasionați pe vinuri să facem noi lista de vinuri pe baza notelor pe care le-am dat la o degustare în blind. Okay. Și acum la fel... Numele este foarte simplu, Pizzico. Ei de fapt așa au și pornit la pizza. Aveau cele mai mari pizza, cele mari de, nu știu cât diametru, vreo 60 de centimetri. Și între timp s-au diversificat foarte mult, dar deja văd că au pus foarte multe decorațiuni și ei, ceea ce mă bucură. Și din câte știu, au mai avut și în timpul sezonului estival, la fel, alte decorațiuni tematice.
Deci, interesant. Opțiuni pe timp de iarnă de vizită la Constanța există cu siguranță chiar și așa. Bă, că s-au pus acolo un, deja se pregătesc un tavan de beculețe, da? De fapt, le montau încă de ieri, nu știu dacă mai au ceva de montat, dar pe seara cu siguranță o să se vadă foarte interesant. Târgul nostru de Crăciun nu se mai ține aici, pentru că după cum simțim și noi, poate să vedem părul meu, este vânt destul de puternic, ceea ce ar fi afectat și starea de bine a participanților, dar pur și simplu din punct de vedere logistic, acele căsuțe aveau de suferit din cauza curenților și atunci este în alt parc, în zona Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski. Deci aici este plăcut doar de plimbare până pe faleză și înapoi. Da. Suntem pe niște străduțe, un pic ascunse, deși cu mine ați mai fost aici, da, pe străduța de alături, unde v-am zis că era cel mai celebru stabiliment care oferea domnițe special pentru domnii cu dare de mână, uh-huh, și care plăteau și taxe la primărie la momentul acela, dar acum ne ducem la niște povești mai frumoase, la o interpretare a Mama Natură, da, tot la fel, proiect din, parte din proiectul Pe Val, cu aceste toate elemente și terestre, de fapt terestre, da, florale și pădure și așa mai departe. Iar clădirea în sine chiar adăpostește și aici o mică pensiune, un bed and breakfast deschis pe timpul sezonului estival, foarte bine localizat, pentru că ești un pic ascuns, nu ești chiar la stres. Ești un pic ascuns, ești aproape de centru. Aproape de tot. Ești practic pe stradă paralelă. Pietonal, este pietonal. Aproape de tot ce înseamnă centru vechi și de plaja Neversea. Adică și ei la fel sunt beneficiari ai cazărilor pe perioada de Neversea, dar știu sigur că undeva sfârșitului septembrie, începutul octombrie au închis. Deci sunt doar pentru sezonul estival disponibil. Da. Ok. Continuăm, pentru că mai avem în apropierea Bisericii Grecești, o să mai avem încă două desene speciale și ele cu o poveste. Am ajuns pe cealaltă latură a Bisericii Grecești, pentru că peninsula, exact cum povesteam la tur, este un spațiu foarte compact aici și dacă te împiedici oricum dai peste ceva și n-ai unde să rătăcești. Jos deja avem plaja Modern, de unde începe și festivalul Neversea, iar din unghiul acesta deja vedem încă un astfel de desen, de street art, cu un mesaj, pentru că cum a fost și celălalt cu Popodia și aici, dar ăsta este din primul proiect și se vede jos în colț pe val sau pe oal, la fel un joc de cuvinte foarte inspirat. Iar vopsea pe care o folosesc aici este o vopsea specială. Știu că mai sunt astfel de lucrări și în alte orașe din România și o să mai avem și noi aici în Constanța, acea vopsea care purifică aerul foarte mult. În funcție de suprafața folosită, la cel pe care o să-l vedem, care am înțeles că este cel mai mare ori din lume, ori din Europa, acolo este echivalentul a unei păduri cu 80 de copaci maturi. Dar acolo avem 2000 de metri pătrați, aici nici nu știu să estimez că nu sunt bună pe partea inginerească, dar cu siguranță și aici face suficientă purificare și la ce trafic avem acum, clar devine utilă și o astfel de vopsea. Da. Câteodată și tehnologia se pare că este bună și ne ajută. Este. Suntem pe zona de faleză veche, se și vede de altfel că încă nu este reabilitată. Uite, mă aștept arată să un intre, pic așa, să dar se vadă deja marea se vede plaja, și plaja pentru da. Că de aici pornește, aici chiar se termină plaja Modern, după aceea vine parcarea, cum îi spunem noi, de la plaja Modern și portul Tomis, cel cu restaurante. Și acelea, apropo, o parte din ele sunt încă deschise pe timp de iarnă. Și se văd golfuri care se duc până la intrarea în Mamaia. Adică noi avem o continuitate de plajă pe care o putem folosi chiar și în extra sezon. Asta a fost plimbarea mea de pandemie. Okay. Aproape în fiecare zi. Sănătos. Exact. Sunt cam 5 km de plajă, aer curat, după cum se vede foarte puțină lume. Într-adevăr, aici devine imperios necesară și îți dai seama de calitatea hainelor pe care le porți, pentru că ai nevoie de aceste haine care să te protejeze de umiditate și de vânt. La noi vântul e o constantă, adică nu ai cum să scapi de el. Vom urca, pentru că avem o trecere de pietoni aici, care ne ajută. Vreau să rămânem civilizați, dacă ni se oferă opțiuni. Uite pe aici, ne strecurăm printre ele. Păi ele oricum sunt mai oprite decât noi, adică noi suntem mai mobili în momentul acesta decât ei. Deci la ce vedem aici ne mișcăm mai repede decât mașinile. Cam așa se pare. Și acum să vedem unde ne vom poziționa pentru celălalt desen, pentru că ar trebui să mergem cam până în intersecție. Mergem până în intersecție. Pe atunci oprim aici să vedem cum ne aranjăm și pornim la intersecție. Cu această pictură din spatele meu încheiem mica vizită din centru vechi pe street art, pentru că o să mai avem o poveste și în parc. Face parte din celălalt set cu mesajul You are enough și acesta este din aceeași perioadă făcut, primul proiect al capitalei tineretului și la fel folosind aceeași vopsea care purifică aerul. Și încă o dată ce trafic avem, chiar, e nevoie, chiar se vede dacă ajută acest lucru. Okay. Și el suficient de mare ca suprafață, dar uite, nu m-am interesat niciodată din punct de vedere tehnic câți metri pătrați avem aici.
am ajuns pe o stradă care va fi pietonală în întregime și începe să prindă un pic contur. Ne-am chinuit mult cu această stradă, sincer să fiu, adică istoria acestei străzi este foarte tragică până în acest moment. Dar în spate, care dă direct în mare. Care dă direct în mare, exact acolo sunt un set de scări care coboară și ele tot la zona de plajă Neversea. Mm-hmm. Sunt mai multe căi de acces în această zonă. Iar exact aici în spatele meu avem o clădire, se vede și sus că scrie hotel deasupra, da. Și mai este o plăcuță în formă de triunghi și ea inscripționată, care ne arată originea acestei clădiri. La 1896, așa se cheamă și restaurantul de la parter, clădirea a aparținut inițial unei mănăstiri de un fel de călugări, o să le zic franciscan, dar nu mai știu sigur exact ce fel de călugări, și ulterior a devenit proprietatea unei familii de negustori din zonă. Fata acelei familii s-a măritat cu unul din descendenții familiei Sturza, cu unul din prinți. Și astfel clădirea aceasta a devenit proprietatea familiei Sturza pentru că a venit ca dotă de moștenire din partea acestei fete. Evident că a fost naționalizată, confiscată și așa mai departe. A fost recuperată de actuala familie Sturza. Prințul Dimitrie Sherman Sturza este proprietarul acestei clădiri. Avem butic hotel înăuntru și restaurant la parter. Și s-a păstrat numele, scrie undeva, se vede Sherry. Se vede Sherica, puțin scris pe negru, da, cu fundal roșu. Okay. Vine de la numele fetei. Pe ea o chema Pulcheria, că erau acele nume pe care noi considerăm arhaici în zilele noastre, dar franțuzit, că era moda franțuzită de atunci, de la Sherry îi se spunea Sherica. Și s-a păstrat acest nume. Cred că sunt și cele două fotografii ale soției, da, și acolo, cu prințul, uh-huh, Sturza de atunci, proprietarii primului hotel. Iar la parter un restaurant unde la fel se poate lua o masă foarte, foarte interesantă și decorul Art Nouveau, pasiunea mea, și cu un pic de Art Deco. Chiar este foarte frumos așa, te introduce într-o altă atmosferă. Am fost acolo și ne-a plăcut. Exact. Iar alături avem Liceul Mircea cel Bătrân, despre care indirect am povestit la turul nostru clasic pe istorie din celelalte înregistrări pe care le-am făcut împreună. Colegiul acesta, Mircea cel Bătrân, era și el unul din primele licee și școli superioare ale Constanței, la începutul lui 1890, construit spre 1900, dar a variat în primul război mondial. Forma de clădire pe care o vedem acum este din 1926. Aici era școala de băieți, jos în centrul vechi, unde am și filmat astăzi Păpădia, cu, da, make a wish, era liceul de fete, la liceul Mihai Eminescu, care se chema școala Ana Ipătescu. Aici a rămas același nume, Mircea cel Bătrân, încă dintotdeauna. Nu mai știu dacă am zis la turul inițial, dar povestesc acum de ce îl onorăm pe Mircea cel Bătrân și cu stradă, pentru că și strada se cheamă tot Mircea cel Bătrân. A fost primul domnitor român care a ajuns din țara românească în Dobrogea și care se semna domnitor al țării românești și despot al Dobrogei. De-abia după ce a murit el, am devenit noi parte din pașalăcul turcesc. Este funcțional și acum, este colegiu național, cu premii NASA, cu niște studenți, elevi foarte, foarte buni, mai ales pe catedra de fizică, au niște proiecte foarte interesante. Și ca fapt interesant, în catedră, da, există o masă foarte mare în sala profesorilor, pe care nu au putut să o scoată nici nemții și nici rușii care ar fi vrut să o ia suvenir, pentru că este făcută din lemn masiv și efectiv nu au avut spațiu să o scoată. Nu știu cum au introdus-o și cum au montat-o, dar din fericire nu am pierdut-o la al doilea război mondial din cauza dimensiunii. Sau datorită dimensiunii, e o cauză pozitivă de data, exact, aceasta. Exact. Da. Suntem destul de aproape de punctul clasic al tururilor mele, de unde încep eu de obicei tururile, pentru că aici avem Muzeul de Artă, care și el a fost una din școli, primele școli primare de altfel are Constanței, la începutul lui 1900, și cu un bust destul de proaspăt montat aici, nu știu dacă are un an de zile sau puțin peste un an, dedicat Reginei Maria. Pentru mult timp a fost expus în ultimii ani chiar aici în foaierul Muzeului de Artă și înainte cred că a stat undeva în subsol. Asta o să mai vorbim și la statuia Reginei Elisabeta. Și s-a decis că da, trebuie onorată. Ce este interesant, orașul Constanța are onorate doar personalitățile feminine din familia regală, Regina Maria și Regina Elisabeta. Nu avem nici cu regele Ferdinand, nici cu regele Carol, din păcate. Știu că există niște discuții, dar ne bucurăm chiar și așa de această doză de feminism. De ce nu? Poate în altă parte e invers. Există în alte părți expuse, într-adevăr, statui cu regele Carol în special, uh-huh, și știu că este o discuție să avem și noi. Eu chiar am primit această întrebare de la turiști, de ce nu este regele Carol. Plus de asta, regele Carol nu are stradă, pentru că avem bulevardul Regina Elisabeta, avem bulevardul Ferdinand, suntem foarte aproape de el, dar nu avem un bulevard al regelui Carol. Oare de ce? Pe vremuri, așa se numea. Bulevardul, okay, Tomis, în perioada regală, s-a numit Ulița Carol și după aceea, perioada comunistă, s-a transformat înapoi către bulevardul Tomis și așa a și rămas. Suntem în intersecție, momentan nu traversam, pentru că făcut. Mie mi se mai zice uneori că sunt tot timpul cu nasul pe sus, nu este adevărat, sunt și cu nasul pe jos. Și ce avem aici? Un mozaic, și o să mai fie încă unul și în partea cealaltă. Da.
În total sunt 10 astfel de treceri de pietoni făcute cu aceste tipuri de, de design din mozaic, făcute de studenții de la Facultatea de Arte și nu numai, mai fost și câțiva voluntari implicați. Le găsim chiar și numele în colț. Cele mai multe, evident, că vor fi marcate aici, în zona de centru vechi, dar mai găsim una în dreptul Universității Ovidiu pe Bulevardul Mamaia, încă una în zona delfinariului din, la intrare în Mamaia, dar încă în orașul Constanța și încă într-o altă zonă a Constanței. De ce s-au făcut așa? Și toate, dacă observăm, vor avea modele diferite. Hai să vedem și modelul de dincoace. Motivul pentru care s-au făcut acestea sau cum a fost justificată crearea lor, da. Noi în piața Ovidiu avem acel edificiu roman cu mozaic, care face parte din termele romane, complexul rămas din perioada Imperiului Roman, secolul 4-6 după Hristos. Și acolo este un mozaic pe care doar îl admirăm, vechi de 2000 de ani. Așa s-a creat un mozaic pe care să călcăm și noi cum călcau romanii acum 2000 de ani. Ceea ce mi se pare o idee foarte frumoasă și de altfel și o pată de culoare care este foarte binevenită în orașul nostru. Da. Putem să traversăm și hai, noi? Hai, că am prins verde. În dreapta avem zidul cetății, nu? Zidul cetății, da, și o să povestim și acolo un pic, iar după aceea vom intra în parc. Inclusiv intersecția asta, cândva, să zicem acum aproximativ 100 de ani, era considerată capăt de oraș modern. Poate probabil am mai povestit asta și turul trecut. Această clădire, care acum noi spunem supermarketul Grand, nu mai e nimic din originea Grandului de atunci, era hotelul Grand acum 100 de ani. Proprietarul grec, când l-a construit, a zis că va face hotel de lux aici și a fost apostrofat sau i s-a zis că este nebun să facă hotel de lux la capăt de oraș. Atât de mic era orașul modern, încât aici era considerat capăt de oraș, unde începeau mahalalele și că nu are rost să facă un hotel de lux atât de departe. Gara orașului era chiar dar capătul orașului ne referim de acolo încoace, cam da? De acolo încoace aici deja era considerată că s-a terminat zona de lux a orașului. Tocmai da. De asta îi se spunea că e prea departe de centrul unde poate. Deci ce încolo era în afară. Nu prea erau, da, sau erau da. Case care nici nu au rezistat. Tot ce avem aici este construit după 1900. Acest hotel a fost lansat în 1910, putem să traversăm, cu afișele de reclamă care anunțau că au apă caldă și electricitate în fiecare cameră. Ca să fac o glumă, acum eu nu am apă caldă momentan acasă, deci se pare că 100 de ani mai târziu încă nu am evoluat, din păcate, exact. Uneori foarte vremuri, bine. Da. Și a avut un succes instant. Iar ulterior, fiul lui care a preluat afacerea, pentru că pe proprietarul îl chema Stavros Dimitriu, pe băiatul lui îl chema Dimitriu sau ceva de genul acesta, a continuat afacerile, le-a și dezvoltat de altfel, pentru că a reușit să aducă reprezentanța mașinilor Ford pe Balcani. În București aveți acele hale Ford, care am înțeles că au fost demolate, cel puțin parțial. Planul era ca o fabrică de Ford să se deschidă aici, în orașul Constanța. Având proximitatea portului, era logic să aibă și o fabrică de asamblare, ca ele după aceea să poată fi exportate direct, să plece pe nave. S-a deschis hala Ford de la București, fabrica din Constanța nu s-a mai făcut, dar reprezentanța pe Balcan era aici, în orașul Constanța. Și acum am ajuns la zidurile de cetate, pe care le-am povestit și data trecută. Exact. Avem inclusiv o statuie dedicată lui Vasile Pârvan, a fost unul din arheologii principali dedicați Dobrogei. Și când au văzut cetățile antice pe care le avem aici, au fost pasionați de tot ce potențial poate să ofere orașul. Iar nu prea mă ajută harta, dar asta este work in progress. Deci de acum un an nu prea s-a mai schimbat. S-a mai schimbat, că au mai apărut niște schimbat. Litere. Nu foarte multe, aha, dar okay. Au mai apărut niște litere. Pentru că aici deja facem așa, un fel de Scrabble, că nu avem încă toate literele cu ele se pun așa. Încă nu existe. Okay. La History vă că lipsește o literă. Dar e clar că ușor se lucrează. Da. Mozaicul acesta la origine a fost făcut în anii 70, în perioada comunistă. O ultimă restaurare s-a mai făcut prin anii 2000 și au justificat că sunt foarte multe elemente care trebuiau modernizate sau înlocuite. Într-adevăr, lipseau piese de mozaic, dar văd că au schimbat foarte mult din litere. Iar elementele descriptive din interiorul hărții deocamdată nu par să fie complete. Asta mă uit că la Histria încă lipsește un element. După aceea la Heraclea lipsește și acolo. Erau acele elemente, că erau niște coloane. La Histria este exact emblema metropolei de atunci, care avea un fel de vultur cu un pește în ghiare și care simboliza unirea cerului cu fundul apei. Da. Chestia din asta și văd că deodată acel element lipsește, dar au apărut niște litere în plus, ceea ce mă bucură. Asta înseamnă că ușor se remișcă așa. Lucrurile. Genul dintr-un an într-altul. Exact. Cât un pic. Genul ăsta de hartă îl mai găsim pentru cine vrea să mai exploreze Dobrogea în Mangalia, da. Foarte
aproape de zona de sensul giratoriu și foarte aproape și de Muzeul de Istorie din Mangalia. Și o să mai găsim încă o hartă, nu neapărat făcută din mozaic, dar foarte interesantă și ea, cu așezările tot din perioada Antichității, dacă nu mă înșel, în zona Cleopatra, cum îi spunem noi, zona hotelului Park din intrare din Mamaia, care la fel arată alt tip de așezări din zonă. Iar parcul arheologic, cum îi spunem noi, vom intra așa pe alee, foarte frumos, pentru că acum este aranjată foarte frumos, inclusiv cu semne descriptive și în română și în engleză și cu cod QR. Okay. Cel puțin o parte din monumentele istorice, din câte știu, sunt vreo 100, dacă nu mă înșel, făcute listă de Direcția de Cultură împreună cu Muzeul de Istorie. Codul acela QR te duce pe o traducere în minim 20 de limbi, dacă nu mă înșel, chiar vreo 30 cu aproximație. Bun. Da. Dar parcul ca organizare, prima dată a fost amenajat tot la fel în perioada comunistă și din fericire ulterior doar au completat cu aceste informații toate plăcuțele care sunt puse în dreptul fiecărei piese, astfel încât oamenii să știe la ce se uită. Și din păcate câteodată, exact, uite, am avut un mic exemplu și de un pic de graffiti, da, pe aceste panouri descriptive. Da. Genul ăsta de panouri le-am văzut foarte similare eu prima dată în Sinaia și mi-au plăcut mult. Acolo chiar arătau ca niște pagini de carte, ca și cum ai deschide o carte la jumătate. Da. Și în cazul nostru se păstrează un pic proporțiile, un text în limba română, un text în limba engleză. Și codul QR. Codul QR, astea sunt primele. Au mai apărut niște coduri QR pe anumite piese, alea știu sigur că au undeva la 30 de limbi traduse. Aici cred că este doar în română și în engleză. Sunt alea vechi. Deci aici sunt primele. Codurile care sunt mai noi, înțeleg. Da, da, da. Când o să găsim și cealaltă plăcuță, că este un pic diferită plăcuța, chiar o să atrag atenția. Pentru că, într-adevăr, exact cum vorbeam noi mai devreme, tehnologia ne ajută. Exact. Și în cazul acesta, exact, pot să furnizeze informații în care poți să te plimbi și să afli anumite răspunsuri, la poate la niște curiozități, chiar și dacă nu ai un ghid lângă tine. Eu n-am nicio problemă dacă oamenii vor să exploreze de capul lor și mă bucură să apară și astfel de informații. Este foarte bine. Măcar are cât de cât o idee despre ce se întâmplă și în orașul interes nostru. Asupra istoriei. Exact. Cu da. Atât mai mult, da. Să existe în continuare o aplicare asupra istoriei. Am intrat în în piața sau parcul arheologic cu această fântână cu cele patru muze, sau două din ele sunt exact Fortuna și Pontus, zeițele protectoare ale orașului Tomis. Și recent am văzut o fotografie de arhivă la cineva, o astfel de fântână similară a mai existat aici, în acest parc arheologic, okay, undeva la începutul 1900. Adică eu inițial am crezut că a venit din Neant cumva inspirația acestei fântâni, oricum îmi plăcea, pentru că are niște elemente de Art Nouveau, dar când mi-am dat seama din fotografia respectivă că de fapt s-au inspirat din fotografiile de acum 100 de ani, chiar ceea m-a bucurat exact, da, asocierea aceasta de imagini. Parcul e aranjat foarte frumos, acum na, pentru că este frig, nu sunt atât de mulți copii, dar în general este foarte plin de viață, cu foarte multe familii și în weekend există și spațiu de joacă dedicat. Grădina de vară, nu știu exact ce se întâmplă cu ea. Adică cea din dreapta. Da, este o clădire aici în dreapta. Da. Dar pare că s-a lucrat totuși un pic la ea. Ea a avut și patinoar și cinematograf vara. Cred că l-am și prins și eu acum vreo 20 de ani deschis cu diverse proiecții. Și clar, este un spațiu în care se pot organiza diverse evenimente. M-ar bucura să revină măcar un pic la gloria pe care a avut-o. Și în latura cealaltă de parc începem să vedem așa un complex statuar foarte mare. Mare, da. Exact. Sculptorul respectiv nu mai așa făcea creațiile, sau oricum toate la o scară destul de mare. Îl cheamă Boris Caragea, îl chema, că nu-l mai avem în viață. Un sculptor foarte apreciat, inclusiv în perioada vieții, născut la Isaccea de altfel, nu la Isaccea, pardon, la Balcic, ulterior venit în România, mare fan al familiei regale inițial și făcuse și sculpturi dedicate regalități. A venit comunismul peste noi, a ales singur să îmbrățișeze ideea comunismului și și-a distrus operele dedicate regalități, ceea ce wow, mi se pare foarte trist, fiind un sculptor atât de bun. Și a creat această operă pe care o avem aici. El are opere expuse și în țară și chiar și în afara țării, foarte apreciat, după cum spuneam. Statuia pe care o avem noi aici este dedicată victoriei socialismului, mai cam așa se cheamă. Pe latura de pe care venim noi acum se văd niște soldați care voiau să arate că victoria s-a făcut și cu partea aceasta de luptă și de jertfă, în timp ce pe latura cealaltă vom avea niște detalii dedicate cum creșterii din perioada comunismului, a socialismului de fapt,
cu multă activitate dedicată părții acesteia de agricultură, de industrie. Că o să vedem spicele de grâu, floarea soarelui, adică se duce pe latura aceasta pe care au bătut ei foarte multă monedă în perioada comunistă. A, și pentru că a fost 1 decembrie, de aceea avem și aceste coroane multe de flori expuse. Da. Să zic și gluma locală? Bineînțeles. Zic și gluma locală. Vedem că are o mână în spate și mâna de sus cu un, un buchet de spice de grâu. Da. Gluma locală are legătură cu niște activități care se întâmplă în Constanța, că evident noi avem foarte mulți marinari care pleacă în voiaje pe distanțe foarte lungi. Și sunt diverse astfel de glume, că evident bărbatul fiind atâtea luni plecat de acasă și din țară, soția își caută niște susțineri fizice, să spunem așa, amuroase. O căldură, da, fizică de la alți bărbați. Și gluma este că aici soția îi făcea cu mâna soțului care pleca, aha, navigatorului, okay, în timp ce îi ținea pe amanți în spate, mai stați un pic că încă n-a plecat, încă nu e suficient de departe. Okay. E doar o glumă locală și atât. Da, e bine de știut. Da, da, da. Sunt convinsă că peste tot există astfel de mici glumițe. Bineînțeles. Le luăm ca atare și mergem mai departe. Da. Să vedem și latura cealaltă. Da. Cu notele de partea aceasta de agricultură, de dezvoltare pe baza muncii colective. Eu am folosit-o și ca bază pentru diverse activități pe care le-am mai făcut, de exemplu, cu copii. Tocmai ca să-i faci atenți pe copii, pe anumite detalii din istorie, îi pun să-mi caute diverse elemente. Că sunt din statui, că sunt de pe aici, de prin parc, anumite cuvinte cheie. Și așa devin mai interesați să se uite ce este în jurul lor și pe care poate nu le-au observat până atunci niciodată. Da. Da. Iar aici, exact ce spuneam, clasa muncitoare, activitățile agricole, familia, că acum văd și cu copilul. Da. Destul de mare. Este impresionantă ca și dimensiunea, adică mi se pare foarte interesant ce pot să facă niște artiști din astfel de piese foarte mari și numai să o gândești după aceea să lucrezi efectiv la ea, să asamblezi toate modulele, că bănuiesc că nu este făcută dintr-un singur calup, că nu prea are cum. Exact ca și Brâncuș și ca mulți alții să faci astfel de piese imense. Da. Bine. Să ne continuăm schimbăm de pasarea. Schimbăm registrul, exact, da? Și vom avea alte povești. Am mai mers un pic. Am mai mers un pic. Și am ajuns la un mozaic așa frumos pus, da, pe clădire. Da, dacă tot am acoperit partea de mozaic și modern și cel din perioada comunistă și acesta este tot din aceeași perioadă, mai mult sau mai puțin, da. Face parte din complexul Spitalului Județean, care, mă rog, era un nume foarte lung, Spitalul Clinic, din câte știu, este cel mai mare din toată regiunea, nu doar din județul Constanța, el deservește și Tulcea și Brăila și toată zona asta de sud-est. Mozaicul cred că se axează mai mult exact pe partea aceasta de familie și de susținere a fiecăruia. Este cumva într-o formă de Y clădirea, e de pe la sfârșitul anilor 60 din câte știu eu construit și încă este foarte important, are foarte multe secții. Cu ce mă mândresc eu așa cumva, există acel proiect Dăruiește Viață, cel care a făcut și primul spital privat, foarte frumos și am susținut și eu atât cât am putut cauza. Noi mai avem și aici un proiect care se cheamă Dăruiește Aripi, care este axat pe copii cu probleme oncologice și care au creat registrul oncologic al copiilor. Au făcut și ei foarte multe proiecte, inclusiv premiate și la Parlamentul European, iar acum, datorită acestui registru oncologic, au asistente cu care lucrează și care se duc acasă la domiciliul copilului. Nu mai vine copilul până aici, okay, în sistemul acela traumatizant pentru a face anumite tratamente pe care trebuie să le rețină periodic și chiar dacă vin aici, este un spațiu amenajat doar pentru ei, niște culori foarte vii, cu jucării. Să fie mai vesel, în fiecare an le decorăm de pentru Crăciun, în fiecare an există cadouri pentru ei, dacă totuși trebuie să vină la spital în perioada sărbătorilor, au acel spațiu care este mult mai uman și mult mai primitor. Da, da. Și deja copiii nu mai sunt speriați în momentul în care văd halatele, deja s-au schimbat niște lucruri. Și cu siguranță mai sunt și pe alte secții, la fel, niște eroi foarte frumoși, că am văzut acum Inimioara, că aici lucrează eroi cărora, într-adevăr, trebuie să le mulțumim. Da. Și mai avem, și mai avem imediat o artă modernă, cu atenție, vom traversa pe partea cealaltă de stradă. Da. Cred că a fost, dacă nu mă înșel, aici. Acolo. Inimioara uite, este acolo, în dreapta. Aici lucrează eroi. Da. Nu știu sigur dacă asta a fost montată, probabil chiar în perioada pandemiei. Iar acest desen foarte frumos este pe exteriorul clădirii care are acum parcarea supraetajată de aferentă spitalului.
și a fost făcută de artiști locali. Totul este cu tematică inclusiv românească. O să vedem pe cealaltă latură de clădire. Aici cred că chiar este dedicat un pic spațiului medical, așa mă gândesc eu, după cămașa fetei. Iar parcarea, într-adevăr, a venit foarte bine în completarea spitalului, pentru că fiind și cu regim ambulator, foarte multe mașini, foarte mulți pacienți, au început să-l gândească și din punct de vedere logistic mult mai bine cu tranzitul de mașini. Cred că și aici s-a folosit acea vopsea foarte specială, să vedeți după culori, că s-au păstrat foarte bine, are deja mai bine de, aș zice, chiar 3 ani. Cred că chiar la începutul pandemiei a fost lansat acest desen și foarte frumos lucrate. Adică, nu știu, mie îmi place genul ăsta în care simți finisajul până la capăt. Arta abstractă, dacă nu ți-o explică cineva, nu o înțelegi. Aici n-ai nevoie de explicații, că este ea suficient de frumos detaliată. Da. Vom merge să vedem și latura cealaltă. Hai și pe dincolo. Rămânem pe exterior pe aici ca să vedem toată latura colorată? Rămânem pe exterior, da. Avem acolo biserică, dar vorbim când ajungem în zona aia. O să ne ducem și în parc, pentru că acolo avem alte povești, inclusiv de istorie, dar și de parte de artă. Evident, cu totul altă formă de artă încă o dată. Trebuie să traversăm ca să se vadă. Va fi un mix and match. Hai acum. Da, e foarte vibrant. Și colorat, ceea ce mi se pare foarte frumos din punct de vedere al faptului că vii într-un spital care este deprimant, când la spital nu vii decât din motive de sănătate, da, care îți ridică probleme, și în momentul în care primești o culoare atât de optimistă, mai ales galbenul este cunoscut ca o culoare fiind foarte optimistă, probabil tocmai de asta s-a și făcut în completare și cu stilul ăsta de desen un pic naiv, așa, spre carte de copii aproape am putea spune, toată, da, latura asta pe lungime, iar celălalt colț rotunjit, cum l-am avut și aici, acolo este un desen cu tematică din costumul popular românesc. Da. Mergem, mai hai să mergem, da? Da? Un pic. Hai să mai ne uităm un pic. Ca să vedem și acel costum românesc, că nu este, deși este o figură femeiască, dacă nu mă înșel chiar cu batic, nu e făcut în sensul unei acelor bătrâne rele sau ceva, că Dubcii Babadochia, cum ar fi în cazul nostru, era reprezentarea destul de negativă sau de sumbră. În cazul acesta sunt niște tonalități de culori foarte frumos făcute. Da. Mai arată un pic... Exact. Foarte simpatic. Încercam să mai văd așa din desene, că văd inclusiv reprezentarea unui telefon mobil. O văcuță. O albină, chiar și o pasăre, copii. Adică exact, cumva e foarte vibrant, exact cum spuneai și tu, da, cu accentul cumva pe viață. Da, da. Te bucura de viață. Exact la ce mă refeream mai devreme, deși vii într-un spital, considerat un loc sumbru, că vii pentru niște vești care în general nu sunt bune, da, aici s-a pus accent așa pe pofta de viață. Și genul acesta de desen animat, de cartoon, cumva, mi-aduce cu gândul la diverse personaje de desene animate, peretele acesta. Iar aici, aha, și uite aici, da, încheierea vieții. Dar vezi că și aici se păstrează acea temă a mama natură, cum aveam acolo cu acea figură foarte tânără în centrul vechi. Uite. Aici, la fel, avem crengile, frunzele care ies din ea, din mama natură, care și ea ține în o pasăre. Și mi se pare, da, și acesta foarte interesant. Da. Uite, de aici se vede bine. Lăsăm, vezi tot ansamblul. Știu că a produs destul de multă vâlvă, acesta fiind primul desen, mai ales la învergura pe care o are ca dimensiune și ca rezultat final, dar în general reacțiile au fost pozitive. Adică toată lumea totuși a rămas încântată și, într-adevăr, eu zic că avem nevoie de cât mai multe astfel de pete de culoare prin orașe. Da. Nu numai la noi în Constanța, acolo ci... unde se poate, bineînțeles. Exact, da, exact. Dar se pot găsi, așa cum am găsit noi în centrul vechi, tot felul de colțuri de clădiri, da, da, care erau gri și neutilizate. De ce nu? Da. De ce să nu li se dea o formă de viață, chiar și așa, prin astfel de desene foarte frumoase? Să continuăm. Continuăm, dar o să schimbăm registrul complet de poveste. Ok.
Deci suntem la biserică. Suntem biserica la biserică. Biserica vestită pentru, spui tu mai departe. În spatele meu, ea este cunoscută sub numele de capela militară, ceea ce ne arată un pic o perspectivă de dezvoltare a orașului. De la centrul vechi, de unde am început noi și turul inițial pe care l-am făcut prima dată, a pornit cartierul Tomis 1, deja de aici începe cartierul Tomis 2, parcul, așa îi se spune, parcul de la Tomis 2. Capela militară era pentru că acum niște zeci de ani, cam până la primul război mondial, aici se termina orașul. Era micuț. Iar aici erau unitățile militare, care evident că trebuiau să aibă o capelă. Nu este aceasta, aceasta a fost refăcută ulterior, dar lumea a rămas cu titulatura pe care o folosește și acum de capelă militară. Și parcul s-a dezvoltat și el mai târziu. Mai avem niște biserici cu altfel de povești, dar poate să mai facem un alt tur cu altă ocazie. Mai veniți la un city break în care o să avem alte detalii de povestit. Dacă este verde, putem să traversăm, pentru că o să avem o poveste foarte interesantă și în parc. Hai, repejor un pic. Dacă tot suntem pe modelul verde, de verde, artă stradală, da. Vom rămâne tot pe ideea de artă, facem stânga și... Deci interesant, ați pus aici semne. S-au pus, da, semnele, de a nu s-a mai sta cu ochii în telefon și cu căștile la urechi, exact ca să fie atent la trecerea de pietoni. Dar da. E prima dată când le văd și eu. Bănuiesc că urmează să apare inclusiv acele semnare sonore, care să fie pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Deja avem trecerile făcute un pic în rampă, ceea ce îi ajută și pe cei cu dizabilități de vedere, dar și cu deplasarea, inclusiv cărucioarele de copii sau cărucioarele de dizabilități, și care mi se par la fel foarte inclusive, pentru că au nevoie și ei să se deplaseze un pic mai ușor și nu este un efort atât de mare să le oferim genul acesta de accesibilitate. Da. Parcul acesta, mai avem astfel de mici parculețe și în alte zone. Evident, zona fiind dezvoltată în acea perioadă de dezvoltare a socialismului, a comunismului, s-au făcut foarte multe blocuri de apartamente și atunci trebuia să li se ofere și latura aceasta un pic de relaxare, de mici spații verzi. Este și aici o fântână în mijloc cu niște clopote foarte interesante, care la ore fixe, nu știu cât este ceasul acum, dacă avem noroc să le auzim, vor fi trase. Nu este foarte gălăgios, deci trebuie să fie în apropiere ca să le auzi. Iar fântâna cu apă funcționează pe timpul verii și este cu adevărat foarte plăcută și foarte răcuroasă. Chiar și acum văd că este lume pe aici și știu că sunt care vin cu copiii, că le este la îndemână, cât să iasă un pic la aer. Dar urmează să găsim un monument foarte interesant, așa cum am mai găsit și celelalte statui. În perioada comunistă, arhitecții și artiștii de atunci încercau să-și lase și ei niște mici amprente, atât cât le permitea regimul, și unele opere de artă chiar sunt deosebite. Ce avem noi spectaculos și special în acest parc este o sculptură făcută de Milița Petrașcu. Milița Petrașcu a fost femeie sculptor, nu, că o să o vedem imediat statuia, un pic mai jos. Singura femeie sculptor acceptată ca ucenic de Constantin Brăcuș. El a mai avut ucenici, dar bărbați. Ea a fost singura femeie pe care el a acceptat-o și statuia pe care a creat-o aici pentru Constanța este la fel dedicată Victoriei. O să citim imediat pe plăcuță, dar știu că și ea a fost foarte apreciată și noi în rest nu avem, nu știu dacă avem ceva la Muzeul de Artă expus cu Milița Petrașcu. Cred că avem doar această operă din partea ei. Ea cred că mai are ceva ori la Muzeul de Artă în București, ori aproape sigur și pe la Târgu Jiu, că ea l-a susținut și pentru complexul de monumente pe care le-a creat ulterior la Târgu Jiu, începând cu Masa Tăcerii, cu Poarta Sărutului și terminând cu Coloana Infinită. Prin ea a ajuns la Areta Tătărescu și care l-a susținut să facă acel monument. Îl vedem imediat, vulturul pe un glob, foarte frumos amplasat și din fericire și vizibil, adică din câte știu, din câte rețin, cred că au și toaletat copacii în așa fel încât... Unii chiar sunt tăiați pe aici. Da, aici s-ar putea să fie din cauza furtunii pe care am avut-o recent. Da, se vede acel că sunt puțin viscol. Scoși din Da, au fost exact din cauza furtunii. Gloria regimentului, asta nu mai știam sigur, de artilerie, începând cu 1907 și cu unirea Basarabiei cu România. Și vulturul pe glob, la fel, ca să simbolizeze această unitate. Da. Iată cum avem artă la orice pas câteodată și poate nici nu știm ce a simbolizat sau de ce este important artistul care l-a lucrat. Milița Petrașcu, singura femeie sculptor, ucenica lui Brâncuș. Hai că până la urmă am ajuns la mare și iarna, să zicem așa, nu în mijlocul iernii, dar... Putem spune iarna. E deja decembrie, adică decembrie. Suntem acolo, da, oarecum în miez de iarnă, mai ales în prag de sărbători.
și un pic pe plajă, că nu putem să nu ne luăm și noi aerosoli, așa cum vin toată lumea de altfel, pentru că eu am turiști și iarna care vin special, în special ca să se bucure de mare. Și da, cam o oră și o alocă un pic pentru a coborâ pe plajă. După cum vezi, din cauza frigului foarte mult nu poți să stai, mai ales dacă nu ești echipat un pic corespunzător. Bate bine, bate cu bine, straturi da, suplimentare, eșarfe, mănuși. Și pe lângă blocul ăla care arată splendid și chiar aici la marginea mării. Da, 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 cu vedere fabuloasă. Da. Am venit, de fapt, să vedem acolo încă un art street. Plaja este numit, se știe cu numele de plaja Reina, există și un restaurant Reina, se vede acolo micuț cu luminile aprinse și da, cu terasă, deci automat poți să stai la adăpost, acolo în timp sus, ce te bucuri de mare. Uite sus, da, sus, sus, acolo. Micul cortuleț de deasupra, de da, la nivel cu coasta. Iar în continuarea case, blocurilor, se văd niște case foarte frumoase. Da. Aici este capătul de plajă Reina și toată zona aceasta desenată este cel mai mare mural din Europa, cel puțin, dacă nu chiar și în lume, în top ca dimensiune. Avem 2000 de metri pătrați de desen și el folosește aceeași vopsea care purifică aerul și el are deja undeva la vreo 3 ani vechime. A devenit un fel de must check-in, am putea spune, al zonei. Iar pătrat, dreptunghiul acela alb care este lăsat acolo, așa, chiar este da, folosit în timpul verii pentru diverse proiecții de filme. Okay, se fac diverse drăguț, activități. Evident, acum fiind iarnă, nu avem nimic da, amenajat. Pe vară, exact, da, ne imaginăm, sunt foarte multe beach bar-uri foarte frumos amenajate și atunci se oferă și partea aceasta un pic artistică. Cred că s-au mai întâmplat și niște concerte, dacă nu mă înșel pe aici, sau ceva festivaluri temporare. Iar după aceea o să urcăm pe acel postament, pe acea platformă, pentru că acolo este un cartier. Nu ne interesează cartierul în sine, ci opțiunea 2 de faleză. Okay. Dacă nu vrem faleza de la casino, că poate nu vrem aglomerație și așa, este și aici o opțiune foarte interesantă, Santa Maria Bay, da, care seamănă cu falezele acelea italiene, se numesc ele Lungomare. Okay. E clar că de acolo s-au inspirat. Hai să mergem, să pornim. Ne-a dus până aici și n-am putut să nu observăm cartierul de aici, din dreapta mea. Da, este unul din locurile mele preferate. Deci arată trăznet, înțeleg că nu toate casele sunt vândute, dar oricum becurile sunt aprinse. Sunt niște străduțe foarte interesante cu toate aceste vile. Da, da, da. Foarte aproape, adică practic pe faleze. E un oraș cartier, exact, cartier, în da, zona plajei Reina, la capătul plajei Reina mai degrabă, da, pentru că exact de aici, după aceea, încă puțin și începe deja stațiunea Mamaia. Și care a creat și această faleză foarte frumoasă, care este o opțiune în afara de faleza de la casino. Da. Acum nu ne ajută vremea, într-adevăr, că încă este frig și deja s-a lăsat întunericul, pentru că în rest, în weekend, dacă veniți aici, toate blocurile care sunt în zonă, de obicei să vedeți foarte multe familii cu copii, nefiind casele locuite, automat nu este nici trafic auto și atunci deja am avut niște sportivi care au trecut mai devreme, trotinete, toată lumea vine să se aerisească. Da. Este o plăcere pentru mine și în extra sezon, este exact cum este acum, să vin să-mi fac toată zona aceasta de faleze, iar după aceea continui pe plajă plimbarea atât cât îmi permite, nu știu, energia, vremea, uite cum a început și acum deja răcoare, încheiem și noi apoteotic cu ocazia aceasta plimbarea, încă o faleză și în continuare la malul mării, se aud și valurile chiar și acum. Da. Și nici nu simți că ești în Constanța. Cu adevărat, parcă ești în altă parte. Am avut foarte mulți prieteni care dacă au văzut doar pozele, mai ales când i-am și adus, au zis că este efectiv. Sunt în Europa, suntem în Italia, această faleză de tip lungomare, cum se spune în italiană, exact așa se simt și în zona aceasta. Și mă bucur că văd că au inclusiv partea de irigare a ghivecelor pentru timp de iarnă, acum am observat și eu. Deci cineva chiar îngrijește tot cartierul din punct de vedere al arhitecturii peisagiste. Da. Super. Deci pe aici să vii să te plimbi, a doua variantă de plimbat pe faleză în Dacă Constanța. Dacă nu ne ajunge faleza de la casino, mai avem da, și această faleză din celălalt capăt al orașului. Da. Bine. Păi acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru Cu această mare plimbare. Drag. Sper că v-a plăcut. Dați acolo și un like. Și ne vedem data și viitoare. Și mai urmăriți că eu mai am câteva în tolbă pe care n-am mai reușit să le încadrăm astăzi și sigur ne mai iese de încă o plimbare când mai faceți voi o vizită așa scurtă pe la Constanța. Ok. Vă aștept. Bine, mulțumim. Pa, pa. Pa.